Silviu Prigoana a făcut risipă de gesturi tandre în văzul tuturor, chiar el ne-a mărturisit cum l-a schimbat Mihaela, dar și ce a avut ea și nu a avut altele. Haideți să vedem! Sărutăm, iubito, sărutăm inima, sărutăm ochii care plâng de bucurie. Este atentă tot timpul Mihaela, am văzut acum că va așeza gulerul la cămașă. Tot timpul așeză gulerul, da. Acum, fiind dumneavoastră, lăsa mai larg, de obicei îl strânge mai tare. Da, da. Și cravata, da. Dar de ce să-l strângă mai tare, domnule Prigoana? Nu știu, întrebați-o pe dânsa, ea e mai cunoscătoare între ale cravatelor. Ești foarte atentă la detalii, dintotdeauna să știi. Nu vezi că venim de la muncă amândoi, așa că... Toată lumea vine de la muncă. Da, după 10 ore de muncă... Pentru că munca nobilează pe om și noi tindem să devenim nobili, stăm ca proștii la muncă, să ne nobilăm. Lăsați că vine weekendul, domnule Prigoană, cum arată un weekend în familie? Cum la îl petreceți? Muncă. Acasă sau plecați muncă. Undeva? La muncă, la muncă. Mai și ieșim, dar în general... Familii grele, copii mulți, cursuri, meditația. Sunt niște copii mari și frumoși, v-am văzut acum. Sunt mari și frumoși, dar n-am nicio vină că unui clasa 9 și unui clasa 7. Când au trecut anii aceștia, domnule? Nu știu. Uitam că sunt cât dumneavoastră și așa mi-am dat seama cât de repede au trecut anii. Se întâmplă, da. Bine că cresc frumos și în liniște, da. La fel și al lui Mihaela, cresc frumos și liniște și pace. Știu că se înțeleg foarte bine copiii, cât de mult contează pentru dumneavoastră ca tată să-i vedeți pe toți la aceeași masă, înțelegându-se ca niște frați adevărați. Păi n-au altă variantă. N-au altă variantă, că se opun trăi pe acolo, e Mihaela și n-au altă variantă. E frumos, e mai ales de sărbători, Paște, Crăciun, Revelion e minunat, nu? Sunteți un tată darnic, le faceți toate poftele sau îi și motivați? Nu m-am gândit niciodată la chestie. Nu, noi trăim normal, adică îi motivez. Nu, ei trebuie să se motiveze. Ei sunt premiați în momentul în care fac lucruri. Nu fac lucruri, nu se ia premiu, ca la școală, nimic. Eu nu cred că ei nu fac lucruri. Fac, toți fac. Sunt... Cât de importantă este disciplina? Cât de important este programul acela? Nu, e cel mai important lucru, e disciplina. Restul sunt răcele, așa că... Nu știe matematică, domnule, nu-l ajută capul, dar să fie obraznic și disciplinat, asta e chestia de educație. Deci puneți accent foarte mare pe acest. Mare accent pe educație, comportament și alte lucruri, minore de altfel. Mihaela are și fetiță. Cum sunteți cu fetițe? Cum sunteți cu fetițele așa? Păi sunteți mai grijulii? Fetițe, sunt adolescente, nu? Sunt mai mari decât mămica ei. S-au luat avânt. Și cum decurg discuțiile cu adolescentele? Păi acolo mămica Silviu se împacă foarte bine cu copiii mei. Eu mă împac foarte bine cu copiii lui. Și așa că... Și nepoțelul ce face? A, tocmai i-am tăiat moțul ieri. Ieri a fost tăierea moțului. L-am dezmoțat. Că intra părul în ochi, a venit na și a tăiat moțul frumos. Sărbători păgâne cu efecte bahice. Cum să procedează? Adică am inventat tot felul de sărbători să avem motiv să bem. Că dacă bem fără motiv, cel mai că suntem bețivi. A văzut că în ultimii ani viața dumneavoastră a devenit foarte frumoasă și liniștită. Se vede și pe fața dumneavoastră și aspectul fizic. Vă mențineți, ați slăbit. Mai ales pe fața mea se vede că n-am apucat nici să mă... Ați întinerit, domnule Prigoană. Da. Da. Am întârziat copiii mai mult la cursurile de dans și n-am mai apucat și am venit nerașchetat aici. O să-mi facă vorul să-mi dea observații, dar o să mă ierte, că el e mai iertăcios. Prezența este importantă, știți cum se spune. Mulțumim frumos și urăm succes. Atât vreau să vă mai întreb. Este greu să vă mențineți la aceste kilograme? Păi nu e treaba mea, Mihaela se ocupă. Deci ea știe rețeta ca să mă țină. Este meritul Mihaelei? Absolut. Așa e, Violeta, da. Cum spune el. Te pupăm! Sărutăm, iubito, sărutăm inima,